Căsuța din oală. În mijlocul câmpului stătea o oală răsturnată și era oala aceea mare, mare cât un butoi. Și iaca trece pe acolo un șoarece și vede oala aceea goală. Bună casă e asta! Își zise el. A cui o fi? Casă, căsuță! Cine stă aici? Dar nimeni nu răspunde. Se uită șoarecele în toate părțile, însă nu vede pe nimeni. Numai două muște care veniseră și ele după mâncare acolo se ridicară în două piciorușe, dar șoarecele nici nu le-a luat în seamă. Ia să mă mut eu aici și să stau singur! Și s-a așezat șoarecele în oală. Mai târziu trece pe acolo o broscuță. Căsuță, căsuță, cine locuiește aici? Eu, șoarecele, dar tu cine ești? Răspunde șoarecele din fundul oalei. Eu sunt broasca. Dacă vrei, vino înăuntru și om trăim împreună. Bine, ia că vin și eu. Și a sărit broasca în oală și a stat cu șoarecele la un loc. Dar mai târziu trece pe câmp un iepure. Și văzând namila aceea de oală răsturnată, s-a oprit și a întrebat. Căsuță, căsuță, cine locuiește aici? Suntem noi, broasca, broscuța și șoarecele, șoricelul. Dar tu cine ești? Eu sunt fugarul de peste câmpuri și văi, iepurele. Nu mă lăsați și pe mine să stau cu voi înăuntru? Pa da! Ia că aici nu plouă și nici vântul nu intră. Bucuroși, frate! Vino înăuntru și om trăi împreună că e loc. Și așa s-a mutat și iepurele cu culcușul în oală. Trece într-o zi pe lângă oala căsuță jupâna sa vulpe și întreabă și ea. Casă, căsuță, cine stă aici? Noi trăim, iepurele iepurașul cu broscuța broscuță și șoarecele șoricelul. Dar tu cine ești? Eu sunt surioara voastră mai mare, vulpea. Pentru mine n-o fi loc aici, că vai de capul meu, am rămas fără casă. Da, este, intră și vei vedea că pentru oameni buni e loc. Mulțumesc, asta am așteptat și eu. Și s-a așezat vulpea în oală și au trăit împreună multe zile. Dar vine și lupul nu știu de unde, vede oala mare și s-a închipuit că o fi cineva înăuntru. Căsuță, căsuță, cine locuiește aici? Eu, sora vulpe, cu iepurele iepurașul, cu broasca broscuță și șoarecele șoricelul. Dar tu cine ești? Eu sunt un biet lup fără adăpost. Oare n-o fi chip să stau și eu cu voi? Că bună casă mai aveți! Se poate, cum să nu? Nu mai înghesui cu toții și ți-om face loc și dumitale. Și a intrat lupul în căsuță și au trăit împreună. Nu știu de unde a venit și ursul. Și era mânios Moș Martin și ostenit că umblase toată ziua după mâncare. Și cum a văzut oala aceea, nu și-a închipuit că e o căsuță cu oaspeți înăuntru și s-a așezat pe ea ca să se odihnească puțin. Dar cum s-a așezat, oala trosc s-a sfărâmat în bucăți. Și ursul, ce-a făcut ursul? S-a ales cu o sperietură bună, iar ceilalți au fugit, care încotro au văzut cu ochii. Pe pământul valențian, într-un mic sătuc aproape de mare, trăia un pescar Antonio, căruia îi plăceau foarte mult florile. El avea o grădină în care creșteau cele mai frumoase flori. Se spune că aici creștea o floare albastră atât de frumoasă, încât dacă o țineai în mână, în bătaia soarelui, se contopea cu cerul albastru.
Antonio avea o mică barcă și ieșea cu ea în largul mării să pescuiască atât cât avea nevoie să trăiască decent. Se mulțumea cu puțin, fiind o persoană modestă. Într-o zi, în timp ce pescuia, zări un pui de delfin. Sărmanul se zbătea într-o plasă de pescuit, dar în loc să se elibereze, mai mult se încurca în aceasta. Antonio, fără să mai stea pe gânduri, se aruncă în valuri și îl eliberă. Fericit, micul delfin sări în jurul bărcii, scoțând sunete de bucurie. Pentru a-l îndrăveni, pescarul îi dădu să mănânce tot peștele pe care îl prinsese în acea zi. Din acel moment, deveniră cei mai buni prieteni. De fiecare dată când ieșea în larg, delfinul îl însoțea. Pe uscat, își îngrija cu mult drag grădina de flori, iar pe mare pescuia și se amuza cu prietenul său, delfinul. Într-o zi însă, când a ieșit în larg, nori negri și mari împânziră cerul. Se miră că nu își vede prietenul. Tot căutându-l cu privirea, nu își dădu seama că furtuna se apropia cu pași repezi. Marea devenise foarte agitată. Valuri uriașe îl înconjurară. Barca era purtată precum o coajă de nucă. Încercă din răsputeri să ajungă la mal, dar un val uriaș, înalt cât un munte, lovi cu putere barca și o făcu bucățele. "Nu mai am nicio scăpare," își spuse Antonio. Însă deodată apăru delfinul. Se prinse de una din aripioarele sale și încetul cu încetul ajunse pe malul unei insule. Se trezi a doua zi. Privind către mare, își văzu prietenul care îl chema să se apropie. Îi adusese câțiva pești ca să-și potolească foamea. Începu să se simtă mult mai bine și încercă să-și reamintească ce i s-a întâmplat. Își dădu seama că se află foarte departe de casă. Trecură multe zile și nicio barcă nu apăru la orizont. Se consolă cu ideea că va rămâne tot restul vieții pe acea insulă unde naufragiase și, privindu-și centura, văzu că are un săculeț în care erau multe semințe de flori. Căută un teren potrivit pentru a sădi florile. Când nu avea grijă de grădina de flori, mergea pe plajă să se întâlnească cu prietenul lui, delfinul. Singurătatea îl copleși, de aceea începu să-i vorbească acestuia. La început îi spuse câteva fraze, după care îi vorbi ca și cum ar fi fost o ființă umană. Zilele au trecut, iar în grădină a înflorit o floare albastră. Foarte fericit, alergă pe malul mării pentru a-i da de veste prietenului său. Începu să strige: "Prietene, o floare albastră! Am o floare albastră!" Delfinul îl privi mirat. Antonio își aminti că aceste flori creșteau doar în grădina lui, fiind cele mai renumite din întreaga regiune valenciană, unde el trăise înainte de a ajunge pe această insulă. Delfinul începu să facă piruete, se apropie de pescar și începu să scoată niște sunete ascuțite, ca și cum i-ar fi cerut ceva. Antonio nu înțelegea, dar delfinul deschidea gura spunându-i parcă: "Dă-mi, te rog, floarea." Pescarul înțelese și o dădu. Delfinul o luă în gură și dispăru. Antonio nu înțelegea nimic. Îl văzu doar cum se îndepărtează. De aceea a început să strige: "Ei, întoarce-te! E floarea mea! Dă-mi floarea mea!" În fața delfinului apăru o barcă cu pescari. Delfinul le atrase atenția arătându-le floarea. "Priviți! O floare albastră ca a lui Antonio pescarul!" "Nu poate fi! El a dispărut de mult! De unde o fi ieșit această floare?" Delfinul începu să strige și să facă piruete. Unul dintre pescari spuse:
Măi, se pare că vrea să-l urmărim. Nu spuneți tâmpenii, zise un altul. E delfin, nu este câine. Delfinul le arăta floarea și lovea apa cu coada, uitându-se înapoi. Până la urmă pescarii îl urmară. Nu trecu mult timp și zăriră o insulă. De acolo trebuia să vină această floare albastră. Pe plajă, singur și trist, stătea pescarul Antonio. Când văzu barca, ridică brațele și le agită frenetic strigând. Delfinul ne-a adus până aici, îi spuseră pescarii când au ajuns. Delfinul? Eram atât de fericit că am o floare albastră în grădina mea de aici, de pe insulă, încât am vrut să împart această fericire cu cineva. Fericirea niciodată nu este totală dacă nu o împarți cu cei care te înconjoară. Îl privi pe delfin cu lacrimi în ochi. Niciodată nu îl voi putea răsplăti pentru ceea ce a făcut pentru mine. Așa că, dragi prieteni, dacă vreodată vă apropiați de un sat de pescari valencieni, să știți că acolo delfinii vorbesc, sunt foarte generoși și au o inimă mare, mare, mare de tot. Amintiți-vă de asemenea că a împărți bucuria voastră cu cineva înseamnă bunătate, iar bunătatea este răsplătită cu bunătate. Corbul și puii lui. Un corb își făcuse cuibul într-o insulă pustie. Văzându-și puii mai răsăriți, a vrut să-i mute pe un pământ locuit. A luat unul și a pornit în zbor pe deasupra mării. Dar pe la jumătatea drumului, corbul bătrân s-a simțit ostenit și a încetinit zborul și și-a zis: acum când eu sunt în putere și el plăpând, pot să-l port peste mări și țări, dar când o să fie el mare și eu neputincios, o să mă ducă el oare de la un loc la altul? Și corbul bătrân îl întrebă pe fiul său: când o să fiu eu slab, iar tu în putere, o să mă porți tu așa, cum fac eu acum cu tine? Dar răspunde-mi fără ocolișuri. Corbușorul, de teamă ca nu cumva taică s-o să-i dea drumul în mare, a răspuns: da, am să te port. Dar corbul bătrân nu i-a dat crezare fiului și și-a descleștat ghearele. Micuțul ca un ghem s-a rostogolit în apă și s-a înnecat. Corbul bătrân s-a întors singur la cuibul său. Acolo a apărut alt pui și a plecat a doua oară peste mare. Deasupra mării, simțindu-se iar obosit, a pus aceeași întrebare și celui de-al doilea puișor. Cuprins de aceeași teamă ca și fratele său, puiul de corb a răspuns ca și dânsul. Tatăl însă nu l-a crezut și l-a lăsat să cadă în mare. Când s-a întors iar corbul bătrân la cuib, nu-i mai rămăsese decât un pui. Și-a luat odrasla și s-a avântat cu el peste mare. Ajuns în același loc, simțindu-și puterile frânte, a pus aceeași întrebare copilului lui: o să mă hrănești tu la bătrânețele mele și o să mă porți când nu o să mai pot zbura? Nu știu dacă voi avea răgazul să o fac. Când o să fii tu bătrân, eu o să fiu corb în putere și o să am cuibul meu și puișorii mei pe care o să-i hrănesc. Și bineînțeles, o să-i port unde va trebui. Atunci corbul bătrân s-a gândit: ăsta mic a spus adevărul și ca să-l răsplătesc, o să-l trec marea. Și corbul bătrân nu și-a lăsat copilul. Cu o ultimă încordare, a bătut din aripi și l-a scos la liman, pentru ca mai târziu să poată avea și el puișorii lui.